Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. În platoul emisiunii de astăzi se află domnul Marius Neculai, om de afaceri cunoscut în Roma, om de afaceri de succes, care iată s-a decis să se antreneze în cursa electorală pentru câștigarea postului de edil șef al municipiului, fie și pentru un mandat incomplet de vreo 3 ani. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată în studioul postului de televiziune Roman 24 online. Bună ziua, bine v-am găsit și chiar mă bucur să vă reîntâlnesc. Cum să vă spun, domnule deputat, domnule... Dragă Marius. Dragă Marius, bun, dragă Marius. Atunci o să trec direct la întrebări, așa cum te-am obișnuit de fiecare dată, nu totdeauna comode pentru aceea. Foarte multă lume s-a mirat și chiar o parte provenind din foștii prieteni politici despre ce te-a mânat în această luptă electorală. De ce un om de afaceri de succes își lasă afacerile care spune lumea că îi merg de minune ca să vină pe un post de edil șef, pe un mandat incomplet, cu un consiliu local majoritar liberal. N-a să afirmați că toată lumea s-a mirat. Eu cred că nu e o mirare faptul că m-am înscris în această competiție și nu cred că e o mirare faptul că sunt capabil să fac mai mult decât se știe că fac la ora actuală, iar o firmă, fie și ea condusă de către Marius Neculai, poate supraviețui și sub o altă formă de organizare. Există foarte multe societăți care funcționează pe baza unor consilii de administrații care pot fi foarte eficiente și am încredere că acolo unde au rămas colegii mei, lucrurile se pot derula în condiții foarte, foarte bune. Pe această cale eu ar vrea să le mulțumesc pentru că m-au înțeles, mă sprijină și am încredere că nu voi avea de suferit din punct de vedere economic. Pe de altă parte, a venit momentul ca și un oraș să aibă oportunitatea de a alege un personaj, un om din rândul oamenilor de afaceri. Noi credem că putem să ne aducem contribuția, credem că putem fi diferiți, cel puțin din punct de vedere al experienței pe care o avem, din punct de vedere al principiilor care ne călăuzesc în tot ceea ce facem și credem că suntem o soluție optimă care poate fi verificată de către romașcani. Dar de ce acum și nu acum când a fost la alegerile de drept în anul trecut? Da, pur și simplu acum am primit o invitație pe care eu o consider concretă și care se materializează pentru mine într-un sprijin pe care îl simt. Și cred că de data aceasta am alături de mine o echipă, un grup de oameni inimoși care cred în mine și care vor ca împreună să facem lucruri foarte bune pentru orașul Roman. Știi că discuțiile dintre noi și dezbaterile dintre noi au fost totdeauna tranșante, cu întrebări directe. Și răspunsuri sincere. Și răspunsuri sincere. Nu ai credința că în interiorul organizației PSD se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în timpul candidaturii predecesorului tău la alegerile normale, vorbim de domnul Oprea, care a fost cât s-a putut defentat din interior și trădat, adică a fost un joc politic transpartinic, nu este o noutate pentru tine acest lucru, dacă este doar să rememorăm alegerile parlamentare de la care ai fost înlăturat, în modul în care ai fost înlăturat, și o știi foarte bine lucrul acesta, mai bine decât mine, dar a fost evidențiat și de presă și de toată lumea la momentul respectiv. Ce te face să crezi că acum chiar vei fi sprijinit? Nu vreau să vă transmit ceea ce cred, vreau să vă transmit ceea ce simt. am simțit în interiorul acestui grup, în interiorul acestei organizații, o congruență și un entuziasm pe care chiar colegii mei îl declară ca fiind nemai întâlnit până acum în organizația locală PSD român. Cred că am reușit să îi motivez, cred că am reușit să îi adun în jurul meu și cred că au, după mult timp încoace, au ocazia să creadă într-un rezultat pozitiv al nostru ca și grup, într-un rezultat pozitiv al meu ca și candidat și mă bucură foarte mult faptul că am reușit să le inspir această încredere și sunt convins că dacă colegii mei de partid au căpătat încredere în mine și îmi sunt alături, vreau să cred că voi reuși să transmit aceeași încredere tuturor romașcanilor. Cei care mă cunosc nu au nevoie de foarte multe argumente și de foarte multe prezentări. Bun, dar acum mai mult vorbim pentru cei care nu te cunosc, că deja este ceva timp. N-am fost niciodată omul care să ies, să vorbesc foarte mult despre mine, să încerc să construiesc imagine, să-mi aduc argumente în favoarea mea. Sunt convins că un om inteligent are nevoie să se uite în ochii partenerului său, fie și numai pentru câteva secunde, pentru a-și da seama cu cine are de-a face. Mă vedeți și mă știți de foarte mult timp. Sunt un om și care apreciez am iubit la modul sincer dintotdeauna și știi lucrul acesta. Am iubit întotdeauna să fiu un om integru, un om onest și am încercat întotdeauna să mă autodepășesc pe mine și lucrurile astea cred că foarte mulți romașcani le-au simțit, le-au văzut și cred că pot avea încredere în mesajul pe care eu vreau să-l transmit, acela de a fi un om care să ridice ștacheta mai sus pentru generațiile viitoare. Eu ți-am mărturisit teama mea și teama mea este nu doar a mea, ci a foarte multor romașcani cu care eu am discutat în ultima vreme. Este vorba de acel orgoliu care există între Roman și Piatra Neamț în condițiile în care președintele Arsenie este clar că nu ne iubește și a dat dovadă de lucrul acesta de foarte mult timp. Ce te face să crezi că vei putea schimba această realitate? Eu cred că lucrurile sunt un pic amestecate și nu cred că sunt tocmai reale. Un om ca să te poată iubi are nevoie ca și tu să îi transmiți un mesaj de apropiere. Iubirea la distanță nu ține și poate tinerii mă pot argumenta din punctul ăsta de vedere. E bine să încercăm noi, fiecare în dreptul nostru. Dintre cele două administrații, da. Vorbeam de administrația județeană din Piatra și noi, cei de la Roman, trebuie să încercăm să fim primii care să facem un pas de apropiere. Să încercăm să-i spunem domnului președinte al Consiliului Județean că îi suntem prieteni, suntem la îndemână și vrem să construim lucruri frumoase împreună. Cu siguranță, domnul președinte Ionel Arsenie este un om cerebral și l-am cunoscut deja și vă pot spune că dar extrem de orgolios. Nu mă va dezamăgi. Dar extrem de orgolios. Nu suntem aici categoric să discutăm calitățile și defectele omului politic Ionel Arsenie, dar vreau să spun această realitate care dăinuie, nu vorbim numai de acum, ci imediat după 90. Deci între Piatra și Roman există această falie foarte greu de... Am să o iau ca pe o piatră de încercare în activitatea mea și am să încerc să fac ca lucrurile acestea să nu mai fie percepute ca până acum. O să vedeți că între Roman și Piatra Neamț pot exista relații de foarte bună colaborare, atât la nivel instituțional, cât și la nivel interuman. Trebuie doar să avem încredere, trebuie să avem răbdare, trebuie să fim așa cum ne cere cel de sus să fim. Adică, în primul rând oameni, în primul rând cerebrali. Să ne așezăm la aceeași masă, să propunem proiecte viabile, dar în primul rând să avem curajul și să lăsăm orgoliile, să avem curajul să cerem. Aici este vorba de aceste orgolii. Sunt convinsă că ați urmărit atât conferința de presă a lui Ionel Arsenie după ultima ședință de Consiliul Județean de săptămâna trecută, cât și aceea a principalului dumneavoastră adversar politic, mă refer aici la Lucian Micu, viceprimarul în funcție, primar, nici nu știu dacă e corect exprimarea, nimeni n-a reușit să spună dacă este considerat viceprimar cu atribuții de primar sau în sfârșit, dar nu asta contează. Deci toți liberalii subliniau faptul că nu se vor duce niciodată cu căciula în mână ca în alta parte. Da, aici este o chestiune de mentalitate și de atitudine. Și de orgolii politice. Poate și de orgolii politice. Eu personal o să vă spun contrariu. Dacă e nevoie și știu că acest gest va ajuta vreun proiect al orașului, dacă acest gest va aduce plus valoare cetățenilor din Roman, eu o să-mi dau jos pălăria, șapca, căciula, indiferent care va fi anotimpul, și o să mă duc acolo unde e nevoie pentru a obține ceea ce îmi doresc pentru orașul meu. Poate același lucru l-am făcut și când am fost deputat. Și categoric, asta și s-a văzut. Nu cred că am fost judecat ca fiind umil, ci mai degrabă ca fiind eficient. Eu cred că scopul scuză mijloacele, dar mai important decât mijloacele pe care o să le folosim este să avem un scop bine definit. Și este am nevoie ca acest scop să fie credibil și romașcanii să-l înțeleagă, să-l susțină, să-l aprecieze, și eu sunt dispus să fac orice efort pentru a îndeplini obiectivele orașului. Programul dumneavoastră electoral a fost extrem de criticat și aș vrea să-mi aduceți argumente față de ceea ce spun eu, foarte de adversarii politici, de liberali, fiind unul plin de promisiuni susținei. Haideți să o luăm bucățică cu bucățică și să îmi spuneți mie și să demonstrați telespectatorilor noștri cum l-ați construit, cum l-ați gândit și ce se mai poate face în perioada asta, că mai sunt doar 3 ani și... În primul rând, nu am promis nimic din ceea ce nu am demonstrat că pot face. Știți foarte bine că în mandatul meu de deputat am stabilit câteva priorități de care să mă ocup. Și aici am pus pe primul plan educația și dumneavoastră știți foarte bine că am fost un mijlocitor al interesului sistemului educațional romașcan. Vorbim de bursele Marie Corin. Nu vorbim numai de bursele Marie Corin, ci dimpotrivă, vorbim de abilitarea foarte multor școli, vorbim de programe și proiecte europene care s-au implementat la Roman, vorbim despre faptul că la un moment dat am intrat în vizorul conducerii partidului în care făceam eu parte și oarecum circulau vorbe invidioase la adresa mea, cum că reușesc să fac la Roman mult mai mult decât reușesc grupuri de colegi, spre exemplu, să fac la Piatra Neamț. Bine, asta e și datorită unei anumite firi, o fire mai blândă, o fire mai împăciuitoare, Eu vă invit să profitați de firea mea, da? Și sunt aici pentru a mă prezenta în fața oamenilor, pentru a mă lăsa și a fi disponibil ca oamenii să mă înțeleagă așa cum sunt. Sunt o fire răzbătătoare, sunt dispus să fac orice pentru a-mi atinge obiectivele și cred că de lucrul acesta are nevoie un oraș ca Romanul. Spuneam de educație ca fiind una din prioritățile mele și am demonstrat că pot să dau o mână consistentă de ajutor. Fie că vorbim de reabilitarea școlilor, fie că vorbim de investiții. Școala 1, școala 5. Școala 1, școala Mihai Eminescu, școala 5, corpoala al liceului Roman Vodă, școala numărul 9, clubul elevilor și multe alte situații în care am fost prezent și am reușit să ajut într-o manieră, sper eu, în care a convins la vremea respectivă. Dar nu numai educația a fost o prioritate a mea, ci am încercat să fiu foarte aproape și au fost momente decisive în evoluția și istoria spitalului. Știți foarte bine că am încercat să ținem mereu aproape, să ținem spitalul în gradul 3 de competențe, maternitatea în gradul 2. Am reușit fie cu ajutor privat să reabilităm maternitatea sau secția de neonatologie, am dat o mână de ajutor la secția de pediatrie, am reabilitat complet blocurile operatorii și secțiile ATI sau chirurgie, centrul de primiri urgențe. Știți cum arăta înainte de 2008, știți cum arată acum și încă lucrurile pot fi îmbunătățite. Apropo de asta, deci, vin cu lucruri de concrete ce legați pe care... vizita? Am înțeles că la sfârșitul acestei săptămâni vine ministrul Florian Bodoc la Roman? Da. Și probabil că veți vizita spitalul, ceea ce n-a creat chiar o imensă bucurie în spital, ci din potrivă o teamă, o îngrijorare. Aș vrea să le transmit colegilor noștri de acolo că nu au niciun motiv să se îngrijoreze. Am propus ministrului Bodoc pur și simplu o vizită de lucru pentru a putea să-mi promovez ideile și pentru a putea să ofer spitalului nostru șansa unor proiecte importante de care are nevoie, cred că primul pas pe care trebuie să-l fac că este... Știți că ei se finanțează în primul rând din ceea ce primesc de la Casa de Asigurări de Sănătate, Neamț. Sunt și programe de investiții, fie că sunt administrate de către minister direct sau programe care se derulează prin Banca Mondială, sunt posibilități de a atrage resurse pentru reabilitarea în continuare a spitalului. Dar primul pas pe care trebuie să-l fac este, 1, să îl cunosc pe domnul ministru al Sănătății, să-l invit la Roman, să vadă situația pe care urmează să o administrez, să sensibilizez și să pot să-i promit că voi veni cu proiecte pe care dumnealui să le poată susține și finanța. Primul pas este acela de a ne vizita și cred că e un pas feresc. Îmi doresc ca dumnealui să cunoască și colectivul din spital, să încercăm să inițiem un dialog, că nu sunt eu specialistul cel mai în măsură. Dar... Are 880 de angajați, este unul dintre cele mai mari colective umane din Roman. Da, cred că este un punct important, economic important al orașului. Cred că trebuie să avem grijă cu această instituție, să avem grijă cu ceea ce se întâmplă acolo, dar am nevoie ca să fiu înțeles și ajutat de către colegii care lucrează în spital, am nevoie să fiu sprijinit și înțeles de către minister și, bineînțeles, eu, cu rolul meu de mediator, să-mi aduc aportul, să muncesc pentru a merge înainte, pentru a avea un spital modern la Roman. Credeți că romașcanii vor uita atât de ușor că Ionel Arsene a refuzat să achite cea de-a doua tranșă a aparatului de radiologie care a fost la un pas de a ne fi ridicat la Roman? Eu am înțeles că există și o explicație, dar cel mai bine ar fi să întrebați pe dumnealui atunci când veți avea ocazia. Eu nu numai că puteam să-l întreb, dar chiar am dat în judecată Consiliul Județean pentru că mi s-a părut o discriminare totală faptul sincer, că eu nu ca jurnalist, ci ca pensionar. Eu, pensionarul Flora Ordean, m-am simțit discriminată și faptul că și din pensia mea merg bani la județ și aveam nevoie de acest aparat. Nu cunosc detalii sănătate ale acestui subiect. Vă asigur că nu cred că este vorba de subiectivism la mijloc. Chiar vă rog să invitați și să încercați să purtați un dialog cu domnul președinte, cu siguranță are o explicație. Dar haideți să vedem perioada asta în care poate nu au funcționat bine relațiile între instituțiile romașcane și cele județene, să o vedem așa ca pe un stăvilar care poate a acumulat resurse, energii și potențial și odată cu apariția mea să încercăm să spargem aceste bariere și să lăsăm resursele să vină către Roman. Eu chiar sunt optimist și chiar cred că pot să fac lucrul ăsta. Văd optimismul și apreciez optimismul dumneavoastră, dar mă interesează cât contați în acest succes al dumneavoastră despre care unele medii vorbesc cu insistență și cât contează erodarea imaginii liberalilor și ceea ce se întâmplă acum în interiorul partidului extrem de divizat, poate mai divizat ca niciodată. Nu știu, poate nu e problema mea să mă uit dincolo de gard. Eu mi-aș dori foarte mult ca romașcanii să se uite în primul rând în sufletul meu. Să vadă în mine acel om de care au nevoie și să creadă că sunt pregătit să fac față tuturor solicitărilor, să creadă că sunt pregătit să demonstrez că pot fi mai bun, de asta și sloganul meu l-am ales, pentru că am încredere că pot face mai mult și mai bine. De la bine la mai bine. Asta înseamnă că aveți o recunoaștere față de ceea ce s-a realizat. Cu siguranță. Eu respect ceea ce s-a făcut în urmă. Nu neg faptul că pornim de pe poziții cucerite prin muncă, poziții care ne-au dus satisfacții, doar că la care ați contribuit și în calitate de elev vreau să demonstrez că pot măcar să mă egalez profesorul, dacă nu mai mult să mi-l depășesc. Nu o fac asta pentru a demonstra nimănui nimic, ci pur și simplu este ambiția de a ridica ștacheta mai sus. Nu cred că lucrul ăsta are de ce să dăuneze. Voi fi urmat și eu la rândul meu de altcineva și la rândul său trebuie să încerce să demonstreze că putem face mai mult pentru comunitatea noastră. E un țel după care mă ghidez și e un țel în care cred foarte mult. Cât va conta în ochii electoratului faptul că de data aceasta vă aflați într-un partid extrem de disciplinat și cu un electorat captiv, ceea ce contează foarte mult. Dumneavoastră îi spuneți captiv, eu îi spun simpatic. Chiar am avut foarte multe întâlniri în perioada pe care am parcurs-o. Sunt întâlniri care mă încurajează. Sunt oameni care au nevoie să fie încurajați și sprijiniți. Ce am observat eu în Roman, în primul rând, faptul că oamenii au nevoie să creadă în cineva, au nevoie să creadă într-un lider care nu doar promite, dar care poate și să demonstreze prin ceea ce a realizat până acum că e capabil să aducă plus valoare. Oamenii aceștia pot găsi în mine acel om deschis dialogului, iar dialogul este unul dintre principiile mele de bază, după care m-am ghidat mereu. Întotdeauna am crezut că ușa trebuie să fie larg deschisă, cei care au încredere în mine și cei care vor să comunice cu mine sunt mereu bineveniți și eu nu l-aș defini ca fiind un electorat captiv, ci un electorat care are încredere. Un electorat... Bun, dar este și un electorat disciplinat, pentru că dacă îi zici PSD-ului să iasă la vot, el iese la vot. Iese la vot, dar cu atât mai mult entuziasm cu cât văd într-un reprezentant, așa cum sunt eu acum, văd o persoană care poate să dea încredere în folosul tuturor. Eu asta încerc să fiu și ăsta este mesajul pe care încerc să-l transmit. Vin cu o viziune nouă. Romanul cred că nu a mai avut de mult, sau nu știu dacă a avut după Revoluție, un reprezentant care să vină din mediul economic, care să conștientizeze cât de important este să eficientizăm o activitate. Păi, dacă care să considerăm că și principalul contracandidat Lucian Micu vine tot din mediul economic, ar fi cam... N-aș putea să neg, deși studiile mele sunt strict pe acest palier, adică am terminat o facultate de finanțe și bănci, dumnealui, din câte știu, are studii juridice. Eu cred că am experimentat un alt gen de activități economice, numărul de salariați sau numărul de locuri de muncă pe care îl susținem în această perioadă e destul de consistent. Știu cât de greu este să-ți plătești taxe și impozite la aproximativ 300 de angajați, știu cât de greu este să plătești contribuții, impozite și taxe locale la suprafețe mari construite și cred că vin cu o viziune nouă. Cred că romașcanii au dreptul și nu au nimic de pierdut să încerce un management pe care îl propune un om de afaceri. Precampania asta electorală a debutat ușor amuzant pentru noi ca jurnaliști care am constatat. Deci când v-ați lansat, dacă nu mă șer asta înainte de Paști, dar înainte de Paști exact, și ați anunțat decizia, așa era ca într-o piesă celebră, vorba colegului meu Neamțu, care este un om extrem de hâtru, că vă ofereați reciproc funcția de edil șef. Asta a fost extrem de amuzant. Eu cred în colaborare și eu cred că putem stabili punți de legătură chiar și între cele două partide care reprezintă voința electoratului în Consiliul Local. Eu cred că eu și Lucian suntem în aceeași generație, avem aceeași vârstă, avem experiență, doi oameni civilizați. Nu văd niciun impediment în a reuși împreună să colaborăm. Dimpotrivă, acest gest ar demonstra faptul că amândoi suntem oameni cerebrali, oameni care punem suflet în ceea ce facem și oameni care credem în viitorul acestui oraș. E clar că din punctul meu de vedere există deschidere pentru orice formă de colaborare și lucrul ăsta nu o să-l neg și nu o să-l influențez. Cu toate acestea sunt și lucruri care vă despart. Ce reproșați principalului dumneavoastră contracandidat în toată această perioadă de precampanii, că ați cam furat startomul, toți cât sunteți acum, patru candidați? Nu am să-i reproșez nimic. abia am timp să mă ocup de lucrurile pe care vreau să le propun eu. Sunt mereu implicat în tot felul de acțiuni, mă întâlnesc cu oamenii, particip la emisiuni, încerc să iau pulsul orașului și chiar nu am timp și nu cred că e cazul să intru foarte mult în amănunt vis-a-vis de activitățile celorlalți contracandidați. N-am pus întâmplător întrebarea asta, pentru că dacă mă uit pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local și cred că și dumneavoastră ați remarcat, adică și partidul pe care îl reprezentați, sunt acolo niște... Da, ce mi-aș dori eu vis-a-vis de, știu la ce vă referiți, mi-aș dori să nu profităm de un eveniment, cum reprezintă sărbătoria zilelor orașului, să nu profităm de acest eveniment pentru a transforma diverse activități în, nu știu, activități mai degrabă electorale. Bine, nu mă deranjează, nu mă deranjează celui care ocupă, fie și interimar, funcția de exercițiu. Romașcanii vor judeca cu discernământ fiecare acțiune, atât a mea cât și a contracandidaților mei. Eu personal nu dispun de niciun buget ajutător, o să încerc să mă descurc cu resursele proprii și o să încerc prin mesaje cât mai sincere să explic oamenilor ceea ce intenționez să fac. Cred că mesajele mele au fost destul de clare, m-am spus și probabil ați văzut în programul meu că am câteva principii după care mă ghidez. Haideți să le reamintim. Da, în primul rând consider că eu, ca om, înainte de a fi responsabil de orice altă activitate, eu ca om am ca îndatorire să mă asigur că toți cei de lângă mine o pot duce mai bine. Fie că vorbim de societatea comercială în care activez, fie că vorbim de administrație publică. Vreau ca toți cei de lângă mine să o ducă mai bine și o să fac tot ceea ce îmi stă în putință să ridic nivelul de trai. În al doilea rând, cred că un oraș ca Romanul are nevoie și merită ca să beneficieze de investiții așa cum se fac și afară. Adică tot ceea ce vrem noi să construim la Roman, chiar dacă din punct de vedere al volumului putem să mai reducem, din punct de vedere al calității trebuie neapărat să creștem. Deci eu îmi doresc să nu mai ne confruntăm cu lucrări de care oamenii să nu fie mândri și din cauza cărora să ne blameze. În al treilea rând, cred că trebuie să fim cerebrali, trebuie să depășim condiția, să zicem, a unui primar de comună mică și să încercăm să fim primari inovativi, să fim proactivi, să gândim proiecte care să aibă impact în viitor. Să-i dăm Romanului o amprentă, să-i dăm Romanului un blazon și să înceapă lumea să vorbească despre acest oraș ca fiind ceva cu totul deosebit. Și nu în ultimul rând, o să recunosc și trebuie să afirm public, nu sunt eu în măsură să pun pe masă doar idei ale mele. Am nevoie să deschid ușile către toți cei care au inițiativă, să-mi vină alături, să gândim împreună și să construim împreună. Deci sunt un om de acest principiu, un om care deschide întotdeauna ușa oricărei inițiative. Cred că sunt 4 principii care mă pot ajuta în activitatea mea, care m-au ajutat și până acum și care cred că vor da rezultate. Cât contați în această campanie electorală și pe prezența celorlalți doi deocamdată, dacă mai vine și domnul Norocel de la Piatra, o să mai vedem dacă nu o să fie 5, e vorba de domnul Samson de la USR și de reprezentanta PMP-ului în campania electorală. Are fiecare șansele lui? Cu toții pornim la drum crezând în șansele noastre. Nu pot eu să evaluez în acest moment, chiar mi-am propus să nu efectuez sondaje, nu cred că poate exista sondaj mai bun decât cel de pe data de 11 iunie. Am încredere că noi ne vom face fiecare datoria în felul nostru și va exista cel de sus care va ordona lucrurile în așa fel încât să iasă ceea ce își doresc romașcanii. Chiar nu vreau să comentez mai mult decât atât. Pe ce prezență contați la vot și dacă v-ar avantaja ca lumea să stea acasă sau să vină la vot? Că pe oricare dintre noi ne-ar mulțumi să vedem că oamenii au participat în această perioadă, s-au interesat despre ofertele, s-au interesat despre noi, despre ofertele pe care noi le propunem, că le-au cântărit bine și că au venit să-și exprime, că vor veni să-și exprime opțiunea vis-a-vis de ceea ce am propus fiecare dintre noi. 30% cât s-au prezentat la alegerile parlamentare înseamnă foarte puțin, foarte puțin. Și este un drept democratic. Cred că fiecare cetățean are posibilitatea să decidă dacă merită să-și exprime opțiunea, dacă hotărăște să lase în seama altora această opțiune. Eu invit pe toți romașcanii să participe în ziua de 11 iunie, să analizeze cu atenție ceea ce propunem noi, să se uite întâi de toate în ochii fiecărui candidat și să cântărească propunerea pe care o face fiecare dintre noi, mai ales din punct de vedere uman, pentru că fiecare putem veni în fața romașcanilor cu diverse propuneri, dar înainte de toate trebuie să le câștigăm încrederea prin credibilitatea pe care o manifestăm. Cu speranța că v-ați reobișnuit cu stilul meu de a modera emisiunile, pentru această, cam astea au fost întrebările pentru această primă emisiune. O să ne vedem destul de des în perioada care urmează și mai ales în cele două săptămâni de campanie. Să avem ocazia să discutăm aplicat, detaliat, pe fiecare proiect în parte pe care eu vreau să-l propun. Am încredere și am convingerea că îmi veți fi un partener obiectiv. Nu prea comod, dar... Să știți că nu țin morții să-mi fiți comod, dar sper să-mi fiți obiectiv și să discutăm concret despre lucrurile pe care eu le-am în gând. Vă mulțumesc mult, stimați telespectatori, pentru interesul care ne-ați urmărit. O zi bună! La revedere!